Salutare, eu sunt Madoc și v am găsit la tutorialul săptămânii vinerea în care voi face câte un tutorial pentru voi și, după cum v-am promis ieri, uh, voi face. Tutorial despre cum îți poți schimba interfața în San Andreas Multiplayer sau San Andreas normal. Nu prea contează. Bun, avem nevoie de inter programul Interface Editor. Îl dezarhivăm. Intrăm în Interface Editor. Chestia asta o ștergem pentru că nu ne trebuie. Și în IEV11.exe. Intrăm. Vedeți aici avem mapa. Această bară care ne indică atunci când zburăm cu elicopterul sau avionul. Și toate cele. Bun. Acum. Dacă vă uitați mai bine, oh, pot să -mi mișcă de ăsta cum vreau și, de exemplu, pot să-l pun aici, în partea cealaltă sau aici sau aici sau aici chiar sau unde vreau eu. Uite, pot să-l pun exact aici, acest scris să-mi apară pe mijloc sau aici și numele mașinii să-mi apară aici Deși, de sigur, aceste chestii nu o să vă apară în multiplayer, o să apară doar în single player. Deci aceste două putem să le ștergem. Urmează uh, stelele care arată câte stele ai atunci când ești urmărit de poliție. Și banii la fel putem oriunde să mutăm orice obiect vedeți aici în afară de mașină. Acum, această oră 401 uh, este vă indică ora în care sunteți, dar nu minutele, deci doar ora. De exemplu, dacă acum este 13 și 30, o să apară doar 13.00. Dar dacă voi nu vreți să vă apară ora sau ora anume, intrați aici și scrieți MADOXXX și aici nu se va schimba, dar în joc se va schimba sigur și, nu știu, o puneți aici. Si o să vă apar în acest loc, în textul Madox. După aceste bari de hill, puteți să le puneți oriunde, deci este foarte simplu programul, nu intru în amănunte, hai să îl punem, uite să le punem aici pe toate. O mică precizare ce am văzut și eu: că această bară roșie funcționează cu uh, bara albă. Deci, uh, cea roșie trebuie să fie cu aia albă. Așa am văzut eu. De exemplu, am pus o pasta roșie odată aici și bara albă aici. Și nu mi-a Eu credeam că asta e bara de hill Și mi-a tot aici. Ce dacă se întâmplă după am pus aici? De fapt nu, am pus după aici și mi-a părea jos. Deci să știți pentru orice eventualitate și nu știu, Asta este armura, puteți să o puneți aici. Chiar nu, nu, știu cum, ce exemple să vă dau de aranjamente. Eu am alte aranjamente față de ce v-am arătat, doar că, uitați, și puteți să puneți oricum vreți voi. După, după, ce am terminat toate astea, apăsăm pe această bară roșie și vedeți aici ne apare culoarea. Selectăm orice culoare vrem, Crem să vedem, sau dacă nu, custom și ne alegem de aici. La fel procedăm și cu următoarele: cu aceasta, aceste stele care ne arată că ne urmărește poliția. Punem silver, radarul la fel, îl punem verde. Spre exemplu, aici, la bani, schimbăm în galben. Și, tot așa aici îmi pare că pot pune un scris, însă n-am încercat sincer. După ce terminăm toate astea, dăm pe X și Yes, adică să se salveze. Iar după ce am făcut asta, luăm toate aceste trei, le decupăm sau copiem și le băgăm în San Andreas, în folderul cu San Andreas. Și o să ne apară exact cum avem. Dacă vreți să modificați, ieșiți din joc, modificați ce aveți de modificat și yes și s-a modificat și în joc și cam acesta este tutorialul foarte simplu și cam aceasta este chestia cu interface editor eu o să-l șterg pentru că am deja aici uitați setup-ul meu pe care l-am făcut să mi-apară cum mi-aparea și În tutorial, în episod de gameplay Eu am fost Madoc și vă mulțumesc De vizionare Dacă v-a plăcut apăsați pe butonul De like și dați videoclipul Mai departe celor Care vor să învețe uh, Toată chestia cu Interface Editor să-și aranjeze După bunul plac uh. Nu uitați de butonul de subscribe dacă mai vreți astfel de tutoriale și desigur vă aștept sugestiile în secțiunea de comentarii. Hai să nu mai o lungim atât și să aveți un weekend plăcut. La revedere!